Alegeți o altă minge. Mersi pentru că ați venit. Eu știu că să ieșiți de la acest film cu emoții diferite, dar cel mai important e să ieșiți de la el cu emoții. Eu vă iubesc foarte mult, eu iubesc acest oraș și mă face tot posibilul ca tinerii care sunt acum aici să fie cât mai des implicați în astfel de activități. Cine știe, poate filmăm și un film aici, pentru că ne permit toate resursele, da, domnul primar? Eu sper că e posibil. Vreau să vă... Este un film foarte impresionant, foarte emoțional și chiar atinge la suflet. Și noi ne-am uitat la premierea, a fost o mențiune, n-a luat nimic, dar eu cred că merită. Merită că e foarte, foarte atinge sufletul și sunt momente reale care denotă viața trecutului și viața prezentului. Care rog lumea să vină, să vizioneze filmul, că merită și chiar, cum am spus și ție, merită și premiul. Da, noi am mai văzut filmul autohtone și el este printre filmul foarte bun. Și am vrut să mai adaug, îmi pare foarte bine că regizoarea este pământeanca noastră și felicitări. Am stat cu sufletul la gură pe tot parcursul serii și chiar suntem încântați. Nasc și Apărești oameni și suntem, repet, încă o dată, mândri de ea. Bravo, Adriana Vasilcov, și mulțumim frumos! Într-adevăr, nivelul e foarte înalt. Adică niciodată nu m-am gândit că așa o plăcere, am la un film de, în primul rând, de regizor cu tinerică, dar a rămas, să zic, wow, foarte, filmul din el foarte mult. Mi-a părut fascinant. Aveți niște ochi foarte frumoși, ați emanat o energie foarte pozitivă, foarte caldă. Chiar dacă stăteam în spate, simțeam fiecare flori pe care o simțeați voi. Eu am trăit încă o dată aceste emoții alături de voi. Chiar vă mulțumesc mult. Erau niște băieți în spate care se cam amuzau puțin, erau mai veseli așa. Dar în față, în partea aceasta, tinerii se uitau foarte, foarte focusați la proiector. Tudor e tatăl tău vitric. Treci pe la mine, să vezi cum îți ghicesc.